Efectiv că cei care s-au stabilit deja de-a binele în Italia, în Franța, nu mai vor să vină acasă, fiindcă deja nici nu mai pot. Că deja au copii mari, crescuți, învață la universitate, la academii. Și unica durere pe care o au ei și care este actuală astăzi este vina lor față de părinți. Deși le-au făcut toate condițiile, dar nu sunt ei alături. Și cândva eu promis tată, mamă, plec pe un an să fac câte o leac de bani, să-mi întorc datoriile și revin. Și deja sunt ani, zeci de ani care... Și deci cu asta, bine, eu am luat, am ținut cont de asta și au apărut încă mai multe telefoane și din Israel și din... cu aceleași idei. Că tare am vrea o piesă care să fie de tipul viața asta e scurtă, tare, genul ăsta de muzică, de folclor orășănesc. De asta, de suflet. Da, de suflet. Nu, nici într-un caz nu e vorba de manele sau de, să zicem, etno sau... Este vorba de folclor orășănesc. Și eu am decis să fac o piesă, să le merg pe gustul lor. Am compus piesă și muzica și versurile. Am găsit un interpret, un muzician care locuiește în Padova. L-am invitat, el a venit la Chișinău. Am imprimat cu el anume. Mi-am dorit ca anume, putea sigur să imprime și Igor Cuciuc. Și mi-am dorit foarte mult să cânte un moldovean care este plecat de mult de acasă și care o să simtă autobiografică. Da, o să simtă chestia asta altfel, da, decât o să cânte orice artist. Și interpretul a venit, se numește Sergiu Ciobanu. Eu sper că spectatorii și radioascultatorii sunt obișnuiți, că eu la toate emisiunile vin cu ceva nume noi, care consider și nu mi-e rușine să apar cu ei, fiindcă sunt talentați și aș vrea să fac astăzi lansarea acestei piese. Știu că acum ascult și în Italia și în Irlanda și în toată lumea suntem ascultați. Da, sunt și ascult anume cei care cunosc istoria acestui cântec și acum rămâne doar să ascultăm această piesă împreună și să ne spuneți cu părere. Salutare, prieteni, toți cei care sunteți peste hotare aici de la Dialog Matinal, succese vouă în continuare și ținem la voi foarte mult. În acest sens, haideți să ascultăm această piesă pe care a menționat-o compozitorul Oleg Baraliuc, la care a muncit foarte mult, o piesă în premieră pe Undele Plaiului. Sergiu Ciobanu, Dragii mei părinți. Undeva acolo în depărtare, unde soarta crudă ne-a despărțit, în genunchi cer Domnului iertare, că pe-ai mei părinți i-am părăsit. Ce cărare duce la iertare, unde alinare aș găsi? Azi deja nici banul preț nu are, căci de voi, părinți, am rătăcit. Dragii mei părinți, vă cer iertare, singurei acasă v-am lăsat și-am plecat cu toți în lumea mare, ca să-mi lepădat, locul am schimbat, dorul viața-i dură și-mi rănește inima adânc. Știu că aveți de toate pe măsură, doar că nu sunt eu, eu cu voi nu sunt. Să fiți pe viață, nu știu când o fi să ne vedem. Cât n-am dat și câte nu am face, n-am putea plăti cât datorăm. Dragii mei părinți, vă cer iertare,
case în lumea mare. Casa am lepădat, locul am schimbat, dorul mă lovește, viața-i dură și vrenește inima de. Știu că aveți de toate pe măsură, doar că nu sunt eu, eu cu voi nu sunt. Vă cer iertare, singurei acasă v-am lăsat și am plecat cu toți în lumea mare. Casa am lepădat, locul am schimbat, dorul mă lovește, viața-i dură și vrenește inima de. Aveți de toate pe măsură, doar că nu sunt eu, eu cu voi nu sunt. Știu că aveți de toate pe măsură, doar că nu sunt eu, eu cu voi nu sunt.